Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă prezint cum se instalează dispozitivul Wi-Fi Display de la Anycast. Acest dispozitiv l-am prezentat într-un unboxing mai devreme și astăzi am să vă arăt cum se instalează acest dispozitiv pe monitor. Da? După cum am spus, avem nevoie de un monitor sau de un televizor sau de un LCD cu intrare HDMI. Da? Acest monitor, după cum se vede, are o intrare HDMI și am să introduc acest dispozitiv. Ok? Însă, pentru a porni acest dispozitiv, trebuie să conectăm alimentarea, adică partea de USB, la calculator. Eu am aici un USB extender, adică o mufă USB care este conectată deja la calculator. În momentul în care voi introduce această mufă, se va prinde un bec albastru. Am să dau un zoom să se vadă becul. Ok. Acum am să întorc monitorul. Și avem această imagine pe monitor. Bun, după cum vedeți, acest mic ghid de la Anycast ne arată faptul că trebuie să scanăm codul QR cu ajutorul telefonului nostru sau cu ajutorul tabletei. Putem să ne folosim ori de Samsung, ori de iPhone, orice dispozitiv smart, să zic așa. După care trebuie să ne conectăm la acest IP. De fapt, ce face acest aparat? Creează o rețea wireless care ne permite să ne conectăm la monitorul nostru. Cum am să pornesc telefonul? Ok. Am să filmez puțin și telefonul. Am instalat aplicația QR Code. Voi activa rețeaua wireless. Am o secundă să se vadă bine și pe telefon. Ok, voi merge la setări pentru că deja s-a conectat automat. Eu voi da Forget this network. Da, și voi lua de la început. Ok. În momentul în care ne-a apărut acest mesaj, vedeți că în partea de sus, în partea dreaptă, avem parola și numele la dispozitivul wireless, pe care le regăsim și pe telefonul mobil. Da, după cum vedeți, Anycast 6E1521. Ok. Dăm pe A, aici vom introduce parola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pe Join, adică ne conectăm la rețeaua wireless. Ok. Și acum scanăm din nou monitorul cu acest program QR. Odată ce haideți să vă arăt ce se întâmplă când scanăm acest cod QR. Da? Îi dau pe scan și suntem redirecționați automat către IP-ul pe care îl vedeți în pagină, adică 192.168.49.1. Acest lucru se face automat, numai că au folosit acest cod QR din punctul meu de vedere pentru a facilita accesul la dispozitivul vostru. Ok. Ce trebuie să facem noi acum? Putem să conectăm acest Wi-Fi display direct la internet, la o rețea wireless, da? Și voi da click pe
numai o secundă, da? Touch the icon to make dongle connect to Wi-Fi. Adică, în cazul în care avem o rețea wireless în casă, cu ajutorul acestui aparat putem să conectăm televizorul nostru la o rețea wireless, adică să se conecteze la internet. Eu, după cum se vede, deja l-am conectat la rețeaua tutoriale video UPC. Am să dau disconnect. Da? Și voi da scan, ca să vedem ce rețele de internet mai sunt în zonă. Da? După cum se vede, a găsit destul de multe rețele wireless. Eu voi selecta tot tutoriale video UPC. Voi da aici pe connect. Da, s-a conectat automat pentru că am introdus deja parola. Ok. Acum voi merge la pozele pe care le am în telefon. Acum voi da zoom out, să vedeți că poza de pe telefonul meu va apărea și pe monitor. Da? Acesta este o filmare pe care am făcut-o mai devreme, însă voi filma acum camera de luat vederi. Voi face un mic filmuleț de câteva secunde ca să vă arăt în mod direct cum funcționează acest aparat. Ok. Am o duc la video. Da, probabil că streamul este, se face un pic mai greu pentru că dimensiunea videoului este mare. Da, după cum vedeți, aceasta este filmarea pe care am făcut-o eu mai devreme cu telefonul meu. Da, acestea sunt pozele și putem reda atât conținut de pe YouTube sau filme. Acest aparat suportă videouri ca AVI, DVX, MKV, TS, .DAT, VOP, adică majoritatea formatelor, suportă fișiere PDF, Word, Excel, are foarte multe lucruri interesante. Ok, cam atât despre instalarea propriu-zisă a acestui dispozitiv. În cazul în care aveți alte întrebări, nu ezitați să ne contactați. Iar țineți cont, în cazul în care nu aveți un alimentator USB la televizor, lăsați-ne un mesaj, iar noi vă vom oferi detalii cum să rezolvați această problemă. În cazul în care aveți alte întrebări, puteți să ne scrieți în secțiunea comentarii. La revedere!